Guvernul nu numai că nu desființează pensiile speciale, dar instituie o nouă categorie, specialii specialilor. Da, ați auzit bine, este vorba despre conducătorii de la vârful sistemului judiciar care se vor putea pensiona după 3 sau 6 ani în fruntea unei instituții. În legătură directă cu noi este chiar acum avocatul Toni Neacșu. Bună ziua, domnule Neacșu, mulțumim pentru intervenția la Decisiv. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Dumneavoastră a citit acest proiect de lege, astăzi a primit aviz cu observații de la Consiliul Superior al Magistraturii. Culmea, membrii Consiliului Superior al Magistraturii vor beneficia de această lege, domnule Neacșu. Ei vor putea să se pensioneze după 6 ani, după un mandat întreg, la fel președintele în altei curți și șefii de parchete principale. Vă rog să ne explicați dumneavoastră. Da, bun. În primul rând, acest proiect care privește pensiile speciale, cum le spunem noi, este o mare farsă. Deci o mare, mare cacealma. Deci, într-adevăr, practic nu se desfințează nicio astfel de pensie de serviciu. Ba, dimpotrivă, se creează categorii noi care, mă rog, cum a spus dumneavoastră foarte bine, sunt specialii specialilor. Astăzi, cei din CSM au dat aviz pe niște privilegii care li se aplică în exclusivitate doar lor. Într-adevăr, se ajunge ca în sistemul judiciar, după 3 ani pentru o funcție de conducere, e vorba de exemplu de Procurorul General al României, de Procurorii Șef de ICOT sau DNA, să poți ieși la pensie indiferent de vechime, indiferent de activitatea efectivă prestată ca judecător sau, mă rog, ca procuror în situația de față. La fel, membrii CSM care pot fi de vârste foarte mici, da? Pentru că acolo sunt reprezentanți și ai judecătoriilor sau ai parchetelor de pe lângă judecătorii. Deci, dacă acest proiect de lege va ajunge lege și este un jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență, vor exista magistrați care se vor putea să se pensioneze la 30 și ceva de ani, domnule Neacșu, și doar după 3 ani de muncă? Absolut, absolut. Exact despre asta este vorba. Deci s-a creat o nouă categorie super privilegiată a acestora de care spuneți dumneavoastră. Bun, ideea de ansamblu este următoarea. CSM-ul trebuia să dea un aviz. Ca guvernul să se asigure că acest aviz este pozitiv, pur și simplu au creat aceste privilegii pentru membrii CSM. Deci hai să nu ne mai ascundem după degete. De asemenea, s-au creat niște privilegii pentru cei de la Curtea Constituțională. De ce? Pentru că inevitabil acest proiect, care este absolut neconstituțional atunci când vorbește de rediscutarea unor pensii aflate în plată, deci de diminuarea unor pensii ale magistraților aflate în plată, un astfel de proiect cu siguranță va ajunge la Curtea Constituțională. S-au creat privilegii și pentru cei de la Curtea Constituțională. Nu știu ce se va întâmpla. Cert este că în momentul de față sistemul judiciar este privilegii pentru anumiți judecători de la Curtea Constituțională, domnule Neacșu, pentru că în același timp, tot în acest proiect de lege, pentru judecătorii Curții Constituționale nu se va mai lua în calcul, din ce înțeleg, vechimea pe care dacă nu au fost magistrați, dacă nu au fost procurori sau judecători, dacă au fost profesori sau deputați, senatori, acea nu se mai pune ca vechime pentru a ieși la pensie. Și nu știu dacă trebuie să consider că e o simplă gafă sau e o intenție din aceasta în ideea de a se asigura că nu o să treacă de Curtea Constituțională, pentru că, într-adevăr, până acum judecătorii de la Curtea Constituțională puteau ieși la pensie avându-se în vedere în vechimea lor toate funcțiile juridice pe care le-au deținut, de avocat, notar și mai ales din învățământul superior juridic, ceea ce era normal pentru că astea sunt condițiile de numire la Curtea Constituțională. În momentul de față, pe lege, așa cum au modificat-o, într-adevăr trebuie să ai exclusiv vechime ca judecător sau procuror, acea vechime minimă de 25 de ani, ceea ce între noi, fie vorba, nu prea are cam nimeni în CSM, din Curtea Constituțională sau foarte puțin. Majoritatea de la Curtea Constituțională, 5 din 9 judecători nu se încadrează aici. Exact. Pe de altă parte, repet, acest proiect se leagă și de pensiile aflate în plată ale celor de la Curtea Constituțională, foștilor judecători de la Curtea Constituțională, adică este absolut o absurditate. Interesant de văzut dacă acest proiect va fi adoptat și va fi contestat și va ajunge pe masa judecătorilor Curții Constituționale. Foarte interesant să vedem atunci ce verdict vor da aceștia. Mulțumim pentru intervenția la Decisiv, domnule Neacșu.